Bisericile pentecostale împreună cu Consiliul Local și Primăria Mireșul Mare au organizat duminică după amiază pe terenul de fotbal din centru de comună evenimentul cultural religios intitulat Uniți pentru România. Acest eveniment nu numai că ne face cinste nouă mireșenilor, dar după mine este un început de ecumenism creștinesc la care, după cum vedeți, sunt prezenți și ortodoxi, și catolici, și baptiști, și alții. Acest eveniment a fost organizat de către Biserica Pentecostală din Comuna Mireșul Mare, respectiv de către arhitectul principal, Vasile Bârle. Evenimentul este inclus în seria manifestărilor organizate cu ocazia centenarului, iar temele abordate au avut legătură cu unirea României. Mă simt minunat când aud aceste frumoase cântări, când aud esența tradusă în vers și în armonie, că totul din jurul nostru a fost făcut ca să-L laude pe Creator. La manifestarea de la Mireșul Mare au participat primari, consilieri județeni, precum și localnici și preoți din toate cultele religioase ale comunei.